Ambalajul, culoarea, termenul de valabilitate și spațiile de depozitare sunt cele mai importante indicii de care trebuie să țineți cont atunci când puneți în coș o sticlă de suc sau de bere. De obicei, băuturile răcoritoare sunt ambalate în recipienți transparenți. Astfel, suntem atenți la culoare, să nu fie schimbată sau alterată în vreun fel. Cei care au probleme cu glicemia trebuie să fie de două ori mai precauți atunci când cumpără sucuri. Pe etichete trebuie să fie scris foarte clar termenul de valabilitate, țara de proveniență, dar și lista de ingrediente. O să vedem reclame chiar pe recipientul băuturii respective, 100% natural. Citim totuși lista ingredientelor să ne convingem că este 100% natural, dacă are adaos de zahăr, dacă nu are. Și dacă nu are adaos de zahăr, e posibil să scrie pe recipient fără adaos de zahăr, dar să aibă diversi îndulgitori. Chiar și atunci când cumpărăm o simplă sticlă de apă, trebuie să luăm bunul de casă. Doar așa putem depune o reclamație la Oficiul pentru Protecția Consumatorului. Este recomandat să fim atenți și la modul de depozitare al băuturilor răcoritoare. Atunci când ele sunt depozitate în curți, direct în soare, trebuie să știm că lucrul acesta va afecta foarte mult conținutul. Când mergeți la cumpărături, fiți foarte atenți la etichetele produselor pe care le puneți în coș. Un termen de valabilitate depășit vă poate trimite direct pe patul de spital. Fii puternic, fii informat. O campanie realizată pentru dumneavoastră în parteneriat cu Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor.